Pe Vapla Hotniuc, cu siguranță, îl cunoașteți cu toții. Fost oligarh și lider al Partidului Democrat nu are nevoie de prezentări speciale. În schimb, cel care își apleacă urechea la secretele lui Plahotniuc este mai puțin cunoscut opinie publice, ceea ce nici de cum nu îi știrbește din autoritate și din influență. Îl prezint pe Serghei Ieralov, zis cardinalul gri al lui Plahotniuc. Ieralov nu a deținut niciodată vreo funcție publică în Republica Moldova, cu excepția a unor scurte perioade de timp în 2012 și 2013, când a fost consilier al ministrului economiei Valeriu Lazăr. Anume, în acea perioadă, Ministerul Economiei a inițiat procesul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. Chiar dacă fără funcții importante și cu o identitate aproape anonimă, Ieralov a participat activ la negocierile pentru crearea tuturor alianțelor de guvernare de pe timpul lui Plahotniuc. A fost prezent la toate ședințele Parlamentului la care a participat Plahotniuc și la toate evenimentele publice și private ale fostului oligarh. Indiscutabil, oamenii au început a recunoaște fața după cunoscutele imagini video cu Culiocul, dar și din cele în care Dodon negociază cu Vlad și Sirioja formarea unei alianțe de guvernare cu câteva zile înainte de căderea regimului Plahotniuc. Oare ce influență o fi avut acest personaj fără un loc de muncă stabil în ultimii 20 de ani, fără un loc de trai stabil în Moldova și fără afaceri, dacă chiar președintele Republicii și Plahotniuc, doi vorbitori nativi de română, încep să vorbească în rusă așezându-se la o masă cu Ieralov? Можно сформировать конституционное большинство, коалицию из конституционного большинства. Probabil vă întrebați la ce bun să vă povestesc eu acum despre un personaj din umbră fugit din Republica Moldova încă în vara lui 2019, odată cu Vlad Plahotniuc. Apropo, ambii au avut aceeași destinație, SUA. La începutul acestei săptămâni, jurnaliștii de la RAIS Moldova au reușit să demonstreze ceea despre ce se vorbește de mai mulți ani, dar fără probe, implicarea lui Serghei Ieralov în furtul miliardului. Omul din umbra lui Vlad Plahotniuc ar fi fost unul dintre beneficiarii unei companii offshore implicată în devalizarea băncii de economii. Primul care a dat de înțeles că Ieralov este implicat în furtul miliardului a fost Vlad Filat. Iar denunțul a fost rostit în octombrie 2015 de la tribuna centrală a Parlamentului cu câteva minute înainte ca fostul premier să fie reținut de oamenii legii. Este un tovarăș acolo în spate, Ieralov, Sirioja îi spune, care cel puțin, mă bucur, este în această sală, știe că a participat practic la toate discuțiile și la toate târgurile. Același lucru îl spunea acum un an și Veceslav Platon, un alt figurant în dosarul miliardului furat. De ce nu așa встречах всегда присутствовал ещё Ieralov? А это фишка плохиша. Значит, переговорщиком всегда, то есть контактировал всегда со мной, с Филатом, со всеми другими Ieralov. То есть это способ ведения переговоров. Ieralov проводит переговоры, играет роль доброго полицейского. Cu toate acestea, probele despre participarea lui Ieralov în jaful secolului nu vin de la procurorii moldoveni, care investigează cazul de mai bine de 5 ani, dar de la jurnaliști cu trimitere la scurgeri de informații de la subdiviziuni de investigații financiare din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Se pare că americanilor le pasă mai mult de investigarea furtului miliardului din Moldova decât oamenilor legii de la Chișinău. Probabil vă întrebați ce se întâmplă acum cu Serghei Ieralov. Prietenul lui Plahotniuc este bine alături de familia sa în statul Massachusetts din SUA, unde are o minunată casă pe un teren de 37 de ari. Oamenii legii niciodată nu s-au interesat de dispariția misterioasă a lui Ieralov odată cu Plahotniuc și nici de faptul cum a părăsit acesta Republica Moldova în 2019. Ori datele obținute de Cutia Neagră arată că Ieralov nu și-a folosit pașaportul pentru a ieși atunci din țară. Nu i-a interesat pe procuror nici activitatea dubioasă acestuia în Republica Moldova. Singurul dosar penal în care figurează numele lui Ieralov ține de obținerea unei identități false. Apropo,
în aceeași perioadă când și Vlad Plahotniuc a devenit Novac. Numai că acest dosar puțin probabil să-l deranjeze pe Iaralu. Cea de-a doua identitate a lui Serghei Haichin pare să fi fost obținută legal. Serghei Iaralov nu are profile pe rețelele de socializare, dar despre cât de frumos își trăiește el viața, ne putem da seama din pozele postate pe rețelele de frumoasa sa soție, Olga Iaralov, dar și de fiul său adoptiv, Alex Duganov.